Acum, în primul rând, vreau să mă închin în fața românilor de pretutindeni și mai ales românilor din Bucovina. Dacă nu erați dumneavoastră cu puterea de caracter, cu dragostea față de acest pământ, batjocorit, trecut turci, tatari peste ei, și noi am rămas frumoși la noi acasă, ne cunoaștem limba, tradițiile și nu de dragul unui compliment, foarte mulți ani am așteptat, e o poveste de-a mea de acasă, așteptam să vină românii. Ceea ce am spus eu acum, știu eu, a rămas în sufletele noastre și acum. Au venit, sunt alături de noi, va da Dumnezeu între România, între Ucraina și comunitatea europeană vor fi semnate toate actele necesare, vom umbla liber în Europa și în România și vom putea să ne bucurăm mult mai mult unii de alții. Mă uit la dumneavoastră și mă amintesc primele emoții când am luat sceptrul societății Mihai Eminescu și din suflet vreau să-i mulțumesc, nici nu știu cum să o numesc, roabă, nu mi-a fost roabă, dragă mi-a fost, iubită mi-a fost, dar atât de prostuță, acești 14 ani, să fie alături de mine, familie, uitat de familie, uitat de casă, uitat de totul, să fie organizat atâtea manifestări culturale, recunosc și de data aceasta că nu mai reușeam eu dacă nu era doamna mea pe care cu drag o numesc Găziucă. De ce Găziucă? Când era frumoasă și tânără, i-am făcut așa undeva în zona asta cu un deget și de atunci a rămas Găziucă. Vreau să mulțumesc tuturor celor din jur și lui Vasile Băcu, personal, că numai grație lui valoarea celor 14 ani este păstrată și ridicată la un nivel cu câteva trepte, multe mai sus decât ceea ce am lăsat eu. De ce să nu spun mulțumesc și administrației de stat, Radei, personal domnului Muntean, că dumnealui a fost pe parcursul tuturor acestor ani alături de mine. Vă amintiți, domnule Muntean, când ridicam monumentul la Noua Suliță? Să-l vedeți pe domnul Muntean pe un tractor de acela mare cu un căuș de tone, bustul lui Mihai Eminescu, domnul Muntean în căușul acela vine cu bustul. Eu și de data aceasta vă mulțumesc. Imaginați-vă, mâine dezvelirea monumentului la Hleboca, și dimineața gainicerul la mine acasă, pe la orele 7, și îmi spune, mă trezește din somn și îmi spune, domnule, o paie îmbrăcată merge cu mine că l-au furat pe Eminescu. Nu vă puteți imagina, seara l-am lăsat, sta Eminescu acolo, a doua, peste o zi să-l dezvelim, nu e Eminescu. Și tot cu ajutorul oamenilor buni, am făcut altul, ca după aceea să-l găsim pe celălalt, care, i-am spus și domnului Muntean astăzi, așteaptă să fie ridicat la Strojneț.
Hotărârea Consiliului Orașenesc din Sorojeneț ne-a permis și acest lucru. Dar ceea ce realizează în ultimul timp Vasile Bâcu și cu... Aș fi făcut un pas înainte. Domnul redactor, te rog eu. Dumnealui este un fel de suslov la societatea Mihai Eminescu. Președinți în Rusia au fost mulți, dar locul lui zice că e acolo. La caracterii metalică bine. Al suslov totdeauna era umbră. Iubiți frați români, i-am găcit cu ce termin eu spiciul meu. Am spuneți voi, asta e. Iubiți frați români, permiteți-mi să vă iubesc. Aplauze pentru domnul Paet, la mulți ani domnul Paet și sperăm și celelalte.